Județul Argeș au fost intensificate acțiunile punctuale ale oamenilor legii pentru prevenirea răspândirii coronavirusului. În ultimele 24 de ore, 1333 de persoane au fost verificate dacă respectă măsurile impuse în contextul stării de alertă în zonele aglomerate, restaurante, terase, precum și în mijloacele de transport în comun. 36 de acțiuni au fost desfășurate, fiind vizate cu precădere zonele aglomerate, zonele de agrement, centrele comerciale, restaurantele și mijloacele de transport în comun, atât în mediul urban cât și în mediul rural. 1039 de persoane au fost verificate în cadrul acțiunilor punctuale. Nu au fost scăpate din vedere nici societățile comerciale. 164 de societăți sau persoane fizice autorizate. Au fost verificate cu privire la respectarea măsurilor organizatorice specifice a programului de lucru și în privința respectării măsurilor de protecție de către personal și clienți. De asemenea, 283 de autovehicule au fost verificate, din care 158 de mijloace de transport în comun. Ca urmare a abaterilor constatate, polițiștii au aplicat 234 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 26.250 lei.